Aș fi putut să mă manifest în o mie de feluri. Aș fi putut să plâng, să urlu, să fac orice. Eu tot ce am făcut a fost să rămân, să mă agăț de șansa aceea de 1 la 1 milion pe care o aveam, că totuși ginecologul s-a înșelat. După control, ne-am dus la notar și un lucru pe care l-am apreciat la soțul meu și pe care am încercat să-mi îl însușesc și eu, este că indiferent de situație, în momentul în care începe ceva sau are de făcut ceva, face lucrul acela, nu lasă niciodată ceva neterminat. Eu de multe ori dacă mă supăr pe cineva sau pe ceva sau sunt indispusă, renunț la tot ce am de făcut în ziua respectivă și nu mai fac nimic din ce mi-am propus. El nu este așa, el a mers până la capăt și mă bucur că am făcut lucrul acesta. Așa că ne-am dus la notar, a fost cumplit. Practic eram fizic acolo, dar gândul meu era la mii de kilometri distanță. Îmi făceam tot felul de scenarii, mă gândeam, nu știu, mă gândeam și că ar putea să fie bine și că ar putea să nu fie bine. Mă rugam să fie bine, nu știu, au fost așa momente de groază. Dar mai aveam o speranță că vom merge să cerem o a doua părere și că de data aceasta ni se va spune că totul este în regulă. Abia am așteptat să se termine acolo la notar, am semnat repede hârtiile, aș fi semnat orice doar să pot pleca mai repede de acolo și ne-am dus la o clinică mai mare. Însă, din păcate, medicul de acolo ne-a confirmat ceea ce știam deja. Ne-a zis, de fapt, ne-a mai zis că acest lichid apasă pe creieraș și că cel mai probabil va crește cantitatea și automat presiunea va fi mai mare zilele următoare. În rest, nu a putut să-mi răspundă la nicio întrebare. La absolut nimic. Îmi doream să știu ce înseamnă lucrul acela, care vor fi efectele, care este cauza, în primul rând. Nu știu, erau așa foarte multe întrebări și niciun răspuns. Nu știu, pe de altă parte, m-am bucurat că nu putea să-mi spună mare lucru pentru că mi-a lăsat speranța. M-a lăsat să cred că totul va fi bine. Pentru că în momentul în care se pune un diagnostic, noi încă nu aveam niciun diagnostic concret, în momentul în care se pune un diagnostic și se știu efectele, speranța ușor ușor moare. La noi n-a fost așa pentru că neputând să ne răspundă la întrebări, am sperat și încă sperăm și în ziua de astăzi, chiar dacă avem diagnostice, chiar dacă avem cauze, chiar dacă sperăm în continuare și am sperat și atunci că totul va fi bine. Nu știu, păream sau eram foarte încrezătoare, foarte convinsă că până la final totul va fi bine. Deci eu asta am crezut. Și cu fiecare control, tot spuneam, zic, gata, zic, acum ni se va spune că totul este în regulă. Nu se întâmplă la acest următorul control, iar mergeam cu aceeași convingere. De data asta vom afla că totul este bine. Deci așa a fost la fiecare control până la finalul sarcinii. Aveam credință. Uneori mai mică, alteori mai mare, dar cert este că Dumnezeu îmi alimenta această credință și am crezut și cred în continuare că va fi bine. Bun, să revenim la acel control. Am stabilit tot ce era de făcut, ce analize trebuie să fac pentru a afla mai multe. Am făcut programare pentru amniocenteză, urma să o fac peste o săptămână, în data de 21 ianuarie 2014. Însă săptămâna aceea deci din ziua în care am aflat că sunt probleme până la amniocenteză, a fost horror. Mi-am făcut tot felul de scenarii, stăteam cu griji, cu gânduri. Eram terminată din toate punctele de vedere, deci nu mai eram om. M-am dus de 3-4 ori la ginecologul meu să discutăm și despre amniocenteză, pentru că eu citisem foarte multe despre amniocenteză pe internet și mi s-a făcut teamă. M-am dus și să-mi fac ecografii pentru că îmi doream să mă asigur că este în regulă copilașul, că trăiește. Chiar dacă îl mai simțeam mișcându-se, se mișca destul de puțin și mi-era teamă. Nu știu, pur și simplu aveam nevoie să-mi confirme măcar că situația nu s-a înrăutățit. Deși, cum v-am spus, eu speram de fiecare dată într-o minune. Speram că de fiecare dată îmi va spune că
că s-a întâmplat o minune și că am un copilaj perfect sănătos. Din păcate, nu a fost așa. A sosit și ziua de 21 ianuarie 2014, ziua în care am făcut amniocenteză. A fost poate cea mai neplăcută și cea mai dureroasă experiență a mea până în acel moment. Pentru cine nu știe, amniocenteza este o analiză în care se introduce un ac în burtică și se extrage lichid pentru a se analiza. Deci se extrage acel lichid și se pot determina anumite anomalii cromozomiale prin analiza lichidului amniotic. Se pot stabili, se pot afla foarte multe legături cu bebelușul, inclusiv sexul. Doctorul care mi-a făcut acea analiză trebuia să urmărească cu ecograful poziția bebelușului și cu cealaltă mână să-mi introducă acul în burtică fără să rănească bebelușul, evident, și să extragă lichidul. Doctorul care mi-a făcut mie analiza aceasta, nu știu, nu am cuvinte să-l caracterizez, însă a fost pentru prima dată când efectiv m-a durut burta, mă dureau toate la ecografie, deci apăsa atât de tare pe burtă încât aveam impresia că o să intre cu totul în burtă și că o să iasă prin spate pe undeva. Deci atât de tare m-a durut. Mi-era groază, știam că orice mișcare greșită a mea sau a doctorului poate răni copilașul și poate pune automat viața în pericol, pentru că intra cu dita mai acul în burtă și se putea întâmpla orice dacă se mișca copilașul. Știam de asemenea că eu îi transmit starea copilașului, deci starea mea eu transmit copilașului. Am încercat să fiu liniștită, să fiu relaxată, un lucru imposibil în acele momente. Așa că am preferat să închid ochii și să stau nemișcată. Mai ales că oricum e acele nu-mi plac, iar acul acela era imens. Bun, văzusem pe YouTube filmulețe cum se face această amniocenteză și știam că nu durează mult. În sală cu noi, în momentul acestei analize, era nepoata soțului care m-a ajutat pe mine cu limba germană, cu traducerea, și încă o persoană. Nu știam cine este acea persoană și ce rol are ea acolo. Ulterior am aflat că ea este practicantă și că ea a încercat prima dată să-mi extragă acel lichid. Nu știu de câte ori am mai făcut lucrul acesta înainte. Nu mi s-a cerut aprobarea, nu mi s-a cerut absolut nimic, n-am fost întrebată dacă sunt de acord sau nu. Am închis ochii și așteptam să se termine tot. Și am simțit o înțepătură în burtă și ca și cum cineva amesteca în ciorbă, deci fix așa se simțea și nu știam ce se întâmplă. Așteptam să scoată lichidul și să mă lase în pace. Nu apucase atunci să străpungă uterul, decât au băgat acul în burtă, dar nu de tot, și probabil urmăreau cu ecograful să vadă dacă poate, dacă au cum să introducă acul lângă copilaș. Nu știu, s-a mișcat copilul, habar n-am ce s-a întâmplat în acele momente. Ideea este că după câteva minute de la această primă încercare eșuată, doctorul a luat din nou acul și l-a introdus din nou în burtă, de data aceasta a străpuns și uterul și a extras lichidul. A fost destul de dureros, dar nu știu, cred că mai mult decât durerea aceea fizică, pentru că doare și fizic, dar era. Simțeam durerea la un alt nivel din cauza că mi-era foarte frică. Nu știu cum să vă explic. A fost un fel de durere psihică, cred, mai mult. Oricum, toată acea experiență a fost prea mult pentru mine, pentru starea mea din acel moment. Mi s-a făcut rău. În general, nu puteam să stau la ecografii mai mult de 4-5 minute întinsă pe spate pentru că mi se făcea rău și mi s-a făcut rău și atunci. Cred că toate așa s-au adunat și au adus contribuția și nu am mai putut face nimic decât am întors capul spre nepoata soțului și atâta i-am putut spune, mi-e rău. Și cu asta am leșinat, deci efectiv am leșinat. Și am mai pățit odată așa în copilărie. Nu știu dacă ăsta este leșinul, habar n-am. Dar și atunci, ca și acum, deci pur și simplu auzeam tot ce se vorbește în jurul meu, eram conștientă de tot ce se întâmplă în jurul meu, știam unde sunt, știam ce se întâmplă, dar nu aveam puteri nici măcar să-mi deschid ochii. Deci nu puteam să mă mișc, nu puteam să fac nimic. Acum nu știu dacă nu reușeam să transmit comanda de la cap, să, așa, să dau comanda, sau
nu puteam să execut comanda. Deci una din două nu funcționa. Da. Cam asta a fost la analiză. După care mi-am revenit la vreo câteva minute. Mi s-a făcut acea injecție pentru RH-ul negativ, pentru că nu știam dacă copilașul are RH pozitiv sau negativ și pentru a evita orice riscuri mi s-a făcut acea injecție atunci. Iar după aceea am ieșit, ne-am dus în cabinetul doctorului pentru a sta de vorbă, pentru a ne mai spune la ce să ne așteptăm în zilele următoare.